Cum își câștigă de fapt existența Monica Gabur în SUA? Servitor la dispoziție, șofer, grădinar, bodyguard, stiliști care roiau în jurul ei. Așa era viața Monicăi Gabur la Izvoran în timpul căsniciei cu Irinel Columbeanu. Acum, în vila din Malibu, din Statele Unite, în care își împarte viața cu iubitul chinez Mr. Pink, Moni este de nerecunoscut. Muncește toată ziua și are cumul de funcții, face de toate și nu se plânge, ba chiar se laudă. Monica nu șomează în SUA, ci merge și la serviciu. E adevărat că o limuzină Rolls-Royce Raid, bolidul costă 300.000 de euro și este primit cadou de la logodnicul ei asiatic. Moni s-a instalat în biroul iubitului, situat într-o clădire de pe Rodeo Drive, celebrul bulevard din Beverly Hills. Îl ajută în afaceri cu celebra băutură energizantă care poartă numele. Dar Monica mai are încă un serviciu, de care e foarte mândră. A devenit profesoară suplinitoare la o școală din Beverly Hills, ea le predă limba engleză copiilor de imigranți. Eu fac curățenie, am avut menajere, dar am realizat că nimeni nu poate face mai bine curățenia decât tine. El este foarte organizat și tipicar, stând doar noi doi în casă, nu avem animale de companie, așa că nu sunt probleme. Eu gătesc multă mâncare chinezească și spune el că e cea mai bună mâncare din lume, probabil fiindcă este făcută cu dragoste. Am mâncat sarmale, îi plac, e nebunit după jumări, eu fac singure meditații și mai am perioade când nu neapărat cad în depresie, dar am momente mai dificile. Mr. Pink este perfect pentru mine, fiindcă el mă sprijină emoțional, iar eu de asta am nevoie. Ascult ce-mi spune el, ce-mi spun surorile mele și tatăl meu, spune Monica Gabur. Vă mulțumesc că ați privit până la final. Dacă v-a plăcut ce ați văzut și dacă nu sunteți abonat al canalului, am să vă rog să apăsați pe butonul roșu pentru a vă abona, dar și pe clopoțel pentru a primi notificări când apar clipuri de acest gen pe canal. La revedere!